Și continuăm jurnalul orei 9 cu informație de ultimă oră. Meteorologii anunță cod portocaliu de ploi și vânt puternic în 4 județe, mai exact în Gorj, Argeș, Vâlcea și Dâmbovița. În alte 13 județe din țară e cod galben. Așadar, toamna își intră în drepturi cu ploi și vânt puternic. Specialiștii anunță cod portocaliu de ploi în 4 județe. Alte 13 județe din țară se află sub incidența unui cod galben. Așadar, vă repet informația momentului, avem o atenționare meteorologică care anunță ploi și vânt puternic în 4 județe din țară. Mai exact, zonele vizate sunt Gorj, Argeș, Vâlcea și Dâmbovița. Alte 13 județe sunt vizate de cod galben. Așadar, în intervalul menționat, ploile se vor intensifica și extinde în Oltenia, Banat, cea mai mare parte a Munteniei, sudul Transilvaniei, precum și în zona montană aferente. Așadar, căderi importante de precipitații în intervalul următor. Oana Păduraru de la ANM ne dă date suplimentare pe marginea acestei informații. Vă ascultăm, bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică, cod galben, care începe de astăzi de la ora 16 și este valabilă până mâine, 11 septembrie, tot la ora 16. Sub cod galben se vor afla județele din Oltenia, Banat, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Transilvaniei, precum și zona de munte aferentă. În aceste zone vor fi averse și se vor cumula cantități de apă ce vor depăși local 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 50 de litri pe metru pătrat. În sudul și în sud-vestul teritoriului, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-55 de km pe oră, iar în sudul Banatului și pe crestele montane vor depăși temporar 70 de km pe oră. În același timp, este în vigoare și o avertizare cod portocaliu, valabilă de astăzi începând cu ora 20 până mâine la ora 10 pentru județele Gorj, Vâlcea, Argeș și zona de munte a județului Dâmbovița, unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă vor depăși local 50 de litri pe metru pătrat și izolat 70 de litri pe metru pătrat.